Bună, bună, este luni după masă și eu tocmai am terminat de filmat un TikTok despre stilul de viață sustenabil și conștient din punct de vedere vestimentar. Așa că urmăriți-mă și acolo, chiar vă rog, dați pauză la acest clip și mergeți pentru că sigur găsiți în descriere TikTok-ul meu. Dați acolo un follow, vă rog frumos. Noi am ieșit puțin la plimbare și bineînțeles că nu se poate fără o ieșire la Mega. Mai avem nevoie de câte ceva. Trebuie să luăm și ceva lipici. Să lipim niște cartonași. Pică frunzele că bate vântul, da. Am înțeles. Da, mama. Mândrelor, sper că sunteți bine. Eu mai devreme am făcut o prăjitură. De fapt, nu ceva foarte complicat, un chec. Checul meu obișnuit, îl găsiți la Laura Sava, pe blog. Chec simplu, economic, îi zice, dar eu am înlocuit cacao acum, pudră de roșcove și laptele cu lapte de orez și a ieșit extraordinară, foarte, foarte bună. Gustoasă și am pus mai puțin zahăr ca de fiecare dată față de rețeta inițială pentru că vreau să mâncăm puțin mai sănătos, să zic așa. Și tocmai a sosit un colet de la Bastor. Știți că avem o colaborare de foarte multă vreme și în majoritatea timpului îmi trimit chestii spre testare. Este acesta de la Alfa Part Milano cu o gamă specială pentru părul brunet pentru a neutraliza tonurile de portocaliu încă de la prima aplicare. Mai sunt tare curioasă pentru că chestia asta mi se potrivește la fix. L-am mai zis parcă, dar nu mai știu exact în ce vlog, că vreau să scap de tentele de roșcat care au fost, bineînțeles, la mine în păr și încă sunt existente pentru că nu l-am tuns și e mai greu dacă nu am depigmentat acolo șuvițele de păr, firele de păr. Mă rog, v-am zis că intru în alte detalii. Ideea e că unul din ăsta, un pachetel din ăsta, nu este foarte, foarte util și chiar aș vrea să-l testez să vedem dacă este bun. Gama aceasta Semi di Lino. Chiar mă uitam în dulapul meu să vedem unde îmi țin eu toate chestiile de păr, toate chestiile de față, machiajele. Să văd dacă e aceeași gamă Semi di Lino cu crema de netezire pe care o aveam de anul trecut, cred, și care v-am povestit că e genială, absolut. Nu mai e părul așa frizat, se vede totul foarte ok, mai ales când o aplic înainte de coafat, îmi face părul așa fix ca la salon, deci n-am ce să îmi doresc mai mult. Și da, sunt de aceeași gamă și dacă le voi folosi împreună, presupun că o să fiu super tare cu părul în următoarea perioadă. Wow. Ce e aici? Ce e aici? Avem hârtiuță din asta pe albastru. Neutralizează tonurile nedorite din părul blond sau șaten. A, e și pentru varianta pentru păr blond. Nu uitați la unghiile mele. O să am un balsam și ce-o să mai am? Un șampon, bineînțeles. Am așa. Fără sulfați? Ah, ash pigment. Pigment gri, argintiu, ashy. Mai degrabă gri. Da. Avem aici șamponul. Șampon delicat, intens, antiportocaliu. Anti-orange. Pentru păr natural și vopsit, brunet sau castaniu. Purtați mănuși. Deci are, bineînțeles, ia, uite ce drăguț e. Foarte drăguț arată.
super profesional. Și mai am aici balsam antiportocaliu. Abia aștept. Fiecare, șamponul 250 ml și balsamul 200 ml. Foarte bine arată. Și ce mai am aici? Ghiotonel ceva. Ce drăguț. Wow. Nu știu cum e chestia asta, cum vine, cum se deschide. Cam așa, are un design foarte minimalist, futurist, așa. Da, și într-un material din ăla, scuba, dacă știți cum se simte. Da, foarte tare. A, deci asta e lipită aici. A, și dacă vreau să o trag de aici, cum face chestia asta? Să-l țin așa. Și vine, da, nu, mai degrabă așa. Ar veni. Da, super. Are o formă interesantă, nu pot să spun că nu. O să văd la ce am să-l folosesc. Și scrie aici logo Alfa Part Milano. Mulțumesc tare mult, Bastor, Alfa Part Milano. Și urmează să rămânem în contact, să vă povestesc despre aceste produse. Am anunțat 3 zile de ploi, dar astăzi n-au nimerit-o sigur, pentru că eu tot așteptam ploaia să văd unde e ploaia, ce e cu ploaia. Efectiv, a fost soare astăzi la Ploiești, așa că, nu știu, na, să mai crezi în prognoza meteo. S-au înșelat, dar s-au înșelat pentru mine foarte bine, pentru că îmi place când e așa super însorit. Am putut să-mi fac și eu toate materialele necesare pentru ziua de astăzi și mă bucur că puteți să mă vedeți așa pe fundul acesta luminos. Să nu trebuiască să bag ring light-ul. Dar pot spune că mă ajută foarte, foarte mult în anumite situații și este destul de util, așa că mă bucur tare mult că l-am de ajutor atunci când trebuie. Ce lumină bună avem! Am luat astăzi rochia pe care v-am zis că am luat-o din second hand săptămâna trecută. Am luat-o în băț! Am luat-o în băț și o pietricică. Da, mami, și băț și pietricică? Și da. E super, super confortabilă. Și după cum am zis, cred că o să fac toată vara în ea. Bine, și primăvara merge. Acum a fost foarte cald astăzi. Așa. Am luat-o cu pantofi sport. Mâncăm înghețată, da. Mâncăm înghețată de la Mega, din aia marcă proprie, cea mai bună, la cornet. Aia, cu nuci. Cu nuci, da. Cred că sunt nuci sau alune, nu știu ce pe deasupra. Am apucat să fac baie la păr cu noile produse de la Alfa Parf. Se vede așa ușor o tentă de gri, dar va trebui să mai insistăm. Am luat de Teddy. Vrei să-ți iau Teddy? Da. Mai târziu. Mai târziu, am înțeles. Așa, și mă pregăteam, așa, sintetizam niște chestii pentru clipul de sâmbătă. Posibil să fie ceva, posibil, nu, sigur, o să fie ceva despre păr. Pentru că n-am mai vorbit de mult și am zis eu că trebuie să intrăm un pic și în trendurile în materie de coafuri, tunsori. Pentru primăvara, vara lui 2022 și o vreme afară, deci că e toamnă. Da. Asta e. Am un look din nou foarte, foarte retro. Deși mi-am prins părul și mi-am dat jacheta din blugi jos sau de bluc, de jeans, ceva de genul. Da, acum mă apucam să editez pentru sâmbătă și bineînțeles că voi o să vedeți acest vlog abia joi, pentru că trebuie să se încheie săptămâna așa cum v-am obișnuit. Dar vreau să spun că a ieșit tare, tare interesant, așa că dacă sunteți pasionate de acest domeniu și vreți să vedeți care mai e treaba cu părul pentru primăvara, vara lui 2022, mergeți cu un clip în urmă
să explorați. Te mai duci la desene? Da. Am înțeles. Nu vreți să ieșim afară? S-a oprit un pic ploaia. Doamne, să luăm umbrelă. Trebuie să luăm umbrelă? Da, ține mami, am pe abandon. Bine. M-am retras un pic aici în dormitor să vorbesc cu voi. Astăzi am fost la ceva fotografii, am meditat, am făcut câteva TikTok-uri de dimineață și cam asta a fost. Ceva la spălat, așa foarte slow, câteva vase, nu m-am stresat foarte tare. Azi este sâmbătă, nu știu dacă v-am zis. Și ziua a fost așa, v-am zis, mai pe chill, mai pe chestii din astea mai slow. Și ne-am bucurat așa, am mâncat și de la KFC, ne-am porcit un pic, dar, na, trebuie să faci anumite pofte. Poți să stai așa doar pe anumite diete sau doar pe mâncat sănătos. Eu cel puțin nu pot. Și, da, dacă știu că o să mănânc la final de săptămână ceva bun sau dacă nu mi restricționez chiar de tot. Regimul alimentar cred că e ok și totuși echilibru cred că e cheia în toate. Că nu știam unde să vă așez ca să mă vedeți mai bine. Avem aici o apă micelară de care parcă v-am mai vorbit la rutina de îngrijire. Eu te mai foarte puțin. Sper să-mi ajungă astăzi pentru că nu o să mai cobor eu. Și dacă nu o să mă descurc un gel de curățare sau ceva, până iau mâine altă apă micelară să vedem de unde, de la ce brand. Anyway, aceasta a fost super bună, dacă aveți ocazia să o încercați din magazinele Lidl, n-am avut niciun fel de problemă cu ea și este foarte ok, super spornică și are prețul excelent. Strawberry. Căpșuni, strawberry în engleză. Ah, da, corect. Am luat niște căpșuni. Mushrooms. Ciupeci în engleză. Da, mami. Am luat niște căpșune aseară de la Carrefour. Vreo 6 lei cacerola, super bune. Și cred că trebuie să mai mergem să mai luăm. Că, da, sunt și bune la preț, sunt și gustoase. Surprinzător. Față de ultima oară când am luat, sau penultima oară. Da. Să facem? N-am mai fost de mult în parcul ăsta aici la Cina. Uitați-mi cum e, foarte multă vegetație. Și s-ar putea să mai venim și altă dată. Da, căutam un loc să fac poze. Ne-am îmbrăcat așa mai pe chill astăzi, ceva mai sport. Sunt îmbrăcată cu jacheta aceasta de blugi, că mai am una. De jeans, mă rog. Tricou cu Coca-Cola, pantalonii acestea drăguți din Riot, geanta mea, sport și cam atât. Ce lumină bună! Se vede super drăguți!